Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare. Ne-am adunat cu toții la noi, e casă de nebuni. Dacă nu ne vezi, venim la tine acum. Îți aducem concerte, interviu și glume, cocktailuri mei nu le vom bea. Suntem pregătiți pentru tot ce-i mai rău, dar ne vom distra. Bună seara, doamnelor și domnilor! Ne-am bucurat de ploaia care tocmai a căzut la Cluj, că ni se face bine audiența la Tonic Show! Să-l aplaudăm pe Nicu Bândea! Bine, 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 e bine, e bine, e foarte bine. Cine? Luați-i, domnule, la băiatul ăla, mă, de ras, ce faci acolo? Stai ca Miron Cosma la baraj, la Petri, la Cărbune, în Hunedoara. Bine v-am găsit, sunteți extraordinari, este miercuri. E soare, e cald, a plouat un pic, pentru că în toate relațiile își bagă dracu coada. Da. Pentru toată lumea vreau să știe să fie aici și ProTV-ul cu ochii pe noi. Eu sunt Nicu Bendea și mă puteți găsi dimineața la Liceu 8 în Mănășturi pe Mihai Dinț și după masa în platou la Tonic Show. De asemenea, mă mai puteți găsi în comenturile fanilor, suporterilor și microbiștilor de fotbal și alte sporturi cu înjurături. Pentru că de luni încoace nu îi vom forum lăsat de bunul Dumnezeu pe pământ în domeniul sportului, pe care să nu fiu pus la valoare. Cred că și până șahiști ăștia, știți șahiști ăștia ca... Mutătura la tri. Dar cu nebunul ce faci? Îmi trebuie 4 ore. Ci că ăștia și bun la pat, nu se grăbesc. În fine, până și șahiștii m-au nenorocit, m-au crucificat. Mi-au scris de bine, de mamă, de tată, care o fi el, pe forumuri, să fie sănătoși, eu nu le port ură. N-are sens. Domnule, nu te pune cu forumistul, care mintea hodinită. Însă, pe această cale, vreau să rog mult persoanele care posedă vreo 2-3 congelatoare de mare capacitate, pentru că vreau să depozitez ce am primit pe internet. E păcat că e cald, e vară și să strică. Oameni buni, vorba lui Bănică, oameni buni, micuțule Will, du-te la baie. Oameni buni, nu am tăiat porcul, n-am tăiat mielul, nu, curca, nu. L-am imitat și eu pe finanțatorul din Ghencea și s-a dus liniștea. Dom'le, știi cum s-a dus liniștea? Ca o relație de o lună. S-a dus. Ei bine, dom'le, e bine și așa situația asta. Îmi aduce aminte de un banc, stăteau 2 pensionari în parc și nu vreau să normalizez, să... Că nu știa tata gramatică! Nu vreau... Nu vreau să nominalizez pe mine, pe nimeni. Stăteau 2 pensionari trecuți bine de 80 de ani pe o bancă în parc și vorbeau. Și zice, la un moment dat, zice unul ăla fără baston, zice... Ție cum îți meri! La care celălalt îi răspunde. Bine. Bine. Da, ție. Foarte bine. N-o lasă că așa ne trebuie. Așa ne trebuie. Domnule. Nu e nicio problemă. Nu e nicio problemă că am intrat în gura postacilor. Bine, foarte bine, măcar că nu am fost mușcat. De o căpușă. Căpușele astea, domnule, au produs o isterie foarte mare. A crescut, a scăzut euro, s-a dus. Căpușele sunt pe prima pagină a ziarului. Domnule, e o isterie în așa hal încât nu mai poți să mergi la iarbă verde, să tragi un grătărel, o bericică, o mania. La maxim. Și pe când să te întinzi acolo ca tot omul pe iarbă, fii mă atent că te pișcă. Nu, nu,
se zice că căpușele sunt niște vietăți mici. Mici, ai zice. Inofensive, ai zice. Dar e mică, înțeapă și periculoasă. 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 Nu seamănă cu nimeni din viața voastră? Cu vă fostă? Da. Am auzit că o căpușă l-ar fi atacat și pe Fuego. Însă, până la urmă, săraca, virgulă, căpușă a sfârșit prin a fi înțepată de Fuego. Mi se rupe sufletul. Mi se rupe sufletul. Ce credeai că mie? Că-s la televizor. Mi se rupe sufletul de săraca, virgulă, căpușă, de două zile internată la boli infecțioase, acolo în dreapta cu moș Pasteurul. Plânge și cântă. Împodobește căpușă iarba și numai îi mușca. Poate o să dai peste Fuego, te mâncă depresia. Lasă! Lasă că nici cu ființele mai mari, mai siliconate, mai botoxate, nici ele nu sunt ușă de biserică sau geam de termopan. Și ele înțeapă. Am eu un exemplu, de exemplu Bianca Drăgușanu. Dom'le, alaltă seară să giugiulea pe mochetă, pe cuvânt, la Artene, la Canal D. Mantea, I love you! Domnule, să giugiulea, mai era un pas și ajungeau să se rupă pe linoleu, cum spun. Că nici ăla nu i-am eu. Ok. Domnule, nu, am și o gândire limitată. Să nu credeți că ochelarii ăștia mă fac mai deștept. Lentila mărește, dar nu întărește inteligența. Domnule, nu înțeleg asta. Domnule, ea a rupt-o cu bote. La rupă bote, nu numai ea. Numai aia cu pus pe silent telefoanele, cu sună telefoanele, ce faceți la tonic? A, pe monologul lui Bendea, foarte slav. Da, 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 pe transilvaniatu.ro, da, are vreo 5.000 de accese. Scrie și tu ceva de bine, că și acolo... Dă-i-o! Mă, Bianca Drăgușanu, cum să meargă în același platou cu botezatul după ce cu câteva ore înainte îi jura iubire eternă și internă lui Cristian? Nu se poate, dar mi-a plăcut, asta mi-a plăcut, Bote și Bianca pe același canapei, știți cum erau? Doamne, zici că erau două eleve din gimnaziu prinsă de diriginte cu o carte de Sandra Brown sub bancă în timpul tezei. Cine mai citește acum Sandra Brown când este You Corn? Adrian Cristea este un băiat bun. Pe cuvânt, face orice numai să petreacă cât mai mult timp alături de Bibianca. L-ați văzut la ultimul meci? Domnule, au făcut ce-au făcut. Un minutul 49 la roșu și-o pleca. Au făcut ce-au făcut. O pleca, zice că bagajul îi era lângă banca de rezerve și motorul pornit. Domnule, ce să facem după emisiunea aia? Mi-a venit în gând balada Mioțira, asta e pentru colegul Kimchi, de fapt e Miorița, și ea sună cam așa. Iar prințul ce-mi făcea? El pe loc se enerva, pe Bianca o lua și pe Bote mi-l pognea. Dar lui Bote-i cam plăcea. Nu, este chiar greșeala mea. N-a făcut prințul așa, căci prințul mi se făstăcea. O aștepta cu mașina. Acasă el mi-o ducea, în pat mare o culca, peste tot el o pupa. Și Bianca ce-mi făcea? Bianca îmi adormea, sfărăia patul, rupea, perna mi-ți-o zebelea. Iar mării când se trezea, celebra noastră Bianca, culmea culmilor ea, cu ce prințul aștepta?
Cu ce? Că nu, mi-a venit să crăp televizorul. Cu ce? Cu televizorul, că mă uitam pe net. Dimineața Cristi a așteptat-o cu omletă la capul patului. Deci asta s-a giugiulit în platou cu nenorocitul ăsta de botezatul. Ăsta nici nu știe ce-i. Femeie, bărbat, tiranozaur, nu știu. Și ăsta îi duce acolo. Țipă în întuneric. Omletă, mă. Omletă în limbaj de groapă. Papară. Ratotă. Să-i dai la Bianca la 7 dimineața ratotă. Pe cum? Bă, Adi, prințule, care ești tu prinț? Prințul gazonului. Ca să reziști lângă o femeie cum e Bianca, că are mai multe de astea, nu trebuie să spargi ouăle. Trebuie să le ai. Da, de fapt, eu vorbesc. Uitați-vă la mine, din profil, din cadru, din de pe scăunel. Eu sunt ultimul om din lume care îl poate critica pe Adi. Dom'le, să vorbesc eu despre păstrarea unei relații cu o femeie superbă, e ca și cum ar vorbi Marian Vanghelie despre fizica nucleară. În fine, să nu uităm, Bianca e născută în Petroșani. Și de la, deci, Petroșani, noi îl știm pe Doruțu, prietenul, deci, emisiunii. O cunoaște, nu o să vă vină să... Credeți? Doruțu a spus în exclusivitate pe Transilvania Tonic Show! Doruțu a spus așa. Deci eu știu bine pe Bianca, deci o cunosc intim, căci am fost colegi de bancă la Petroșani, deci nu la școală. Eram colegi în față la o bancă grecească, deci eu cântam la acordion, re major, și am împărțea fluturașe la o firmă de telefonie care între timp s-a închis. Deci Bianca... E o finuță, o generoasă. Poate prea generoasă. Deși nu îmi stă în fire wireless, azi închei monologul cu o veste tristă. Inventatorul telecomandei s-a stins în America în urmă cu câteva ore. Asta e, cum a zis popa de la noi din sat de la Sohodol, zice, dragii mei, pătăți vă duc și la urmă și eu. Avea 96 de ani, nu popa de la noi, americanul, avea 96 de ani. Medicii i-au spus alaltăieri că ar mai fi trăit încă vreo 15 ani dacă mai făcea și el mișcare să pornească televizorul. Da. Prima telecomandă a fost realizată în 1957, era o codă de mătură. Pentru că inventatorul s-a gândit ce să fac, să arunc după soție sau să schimb pe sport, că e fotbal. De atunci a evoluat telecomanda în continuu până în zilele noastre, când toate electrocasnicele au telecomanda. Adică bâng, se aprinde, bâng, se încălzește, bâng, se răcește, bâng, nu mai avem cafei. Un singur regret este al celui care a inventat telecomanda, a spus că nu a reușit o telecomandă cu care bărbații să mai tempereze femeile. În Ford și în Opel și la urma urmei, femeile nu au nevoie de telecomandă pentru că femeile oricum te comandă. Da. Că-s eu, că-s Cristia, cineva dă ordine. Și știți care a fost ultimul cuvânt, ultimul gest al defunctului? Tot timpul când termin partea ușoară, pentru artilerie grea, pentru partea grea, trebuie să invit aici, în platou, pe colegii mei dragi. În primul rând, Marius!
The One Dacio! Bună seara! Mi-aduc aminte de primele telecomenzi care apăruse la televizoarele Color la noi. Era ceva de genul, o cutie cam așa mare. Schimbăm canalul la televizorul sovietic. Tot trebuia să mergi până în față. Și ca să poți apăsa pe țâmburucul ăla, trebuia să arăți cel puțin ca domnul de acolo. Adică, bine, la brand, adică... eu nu puteam cu ciocanul. Da. Rugai pe cineva. Tehnica asta, dom'le, ce avansat, da. Da, acum a senzor. Acum aproape că e comandă vocală, știi, la electrocasnice. Încălzește-mi 3 minute. Oh, ei. Da, fă-mi o ratotă. Fă-ți singur, iesâmțătule! Ai ouă! Asta e telecomandă cu răspuns. Hai să vedem, noi putem tele... Da, stai așa. Să... Da, pe repede înainte. Adelina Timu! Pe tine că roșie ești așa, dragă. Bine v-am găsit, mulțumesc frumos, vă place? Foarte mult. Festivalul de la Cannes, direct de pe Croazet, are super. Mă pregătesc și eu pentru covorul roșu, mulțumesc frumos. Covorul rondioș. Măcar să găsim o mochetă. O mochetă. O mochetă asortată cu mine, da. Sau asormamă. Micule, dragule, vreau să-ți propun azi un calcul de matematică. Tu te știi la așa ceva. Nu te speria, nu-ți dau integrate. Nu vreau să mă lau. Ce nu-mi dai integrate? Da, okay. Integrate. Să nu-mi dai integrate. Se cunoaște vârsta ta, respectiv vârsta lui Marius, nu? Așa, în medie, dacă le adunăm, vârsta mea se deduce de 9 ani și o scădem și obținem cât? Vrei să-ți afli vârsta ta? Nu, altceva. Dar o cifră. O cifră. Hai că eu nu e greu. Eu cunosc vârsta mea, da, o cunosc. Așa, vârsta lui Marius o știi. O cauți în anale. Oh. Și a mea se deduce, ți-am zis, de 9 ani. Și? Ajungem la cifra? 71 de ediții tonice. Și mai tonice. 71 de ediții! Și toate la fel de vesele și de colorate. Mai puțin prima în care a apărut Ovidiu Uscat, trebuia să o zic. Acum, îți rău. Nu e localizat. Cea mai tare ediție, 70 plus 1. La mai multe înainte! Dar știi că m-a corectat Marius, că trebuia să mă trezesc cu două zile înainte. Cum, de la să vremea fie asta? 69, dar e ok și așa. Hai, hai că ai prioritate și la anunțat. Mulțumesc frumos. Hai că anunțăm împreună. Publicitate! Publicitate!